Caravana Gaudamus ajunge în inima Băniei odată cu primăvara. Iubitorii de carte sunt așteptați mâine în foaierul Naționalului Craiovean cu o ofertă bogată adusă de cei peste 50 de expozanți. La Târgul Gaudamus, cunoscut ca fiind un nucleu al celor mai valoroase edituri din țară, participă valoroși oameni de carte din România. După cum spun și organizatorii, o carte poate fi cel mai inspirat mărțișor. Este o ediție importantă ca toate celelalte, cu multe evenimente editoriale și nu numai, programate peste 50 la număr. Avem un număr important de expozanți. Anul trecut, peste 14.800 de persoane au vizitat târgul de carte din foaierul Teatrului Național. Festivalul Cărții de anul acesta așteaptă și mai mulți musafiri. Un eveniment, încă o dată, care punctează faptul că banii craioveni au niște urmași care citesc. Și în legătură cu sentimentul de onoare, onoare îi facem cu toții cărții care ne precede, care ne va succeda. În fiecare zi vor fi lansări, prezentări de carte, dezbateri, spectacole literare, expoziții și tombola Gaudamus. Un proiect Radio România Oltenia Craiova, o expoziție Poveștile Clipei, este o rubrică pe care o puteți găsi în fiecare săptămână pe site-ul nostru, radiocraiova.ro. Și pentru că este a 16-a ediție, vom avea 16 povești ale clipei, 16 instantanee fotografice reconstruite în cuvinte. Iubitorii de lectură au la dispoziție 5 zile pentru a-și achiziționa cărțile dorite. Programul de vizitare al târgului este de miercuri până duminică, între orele 10 și 18, iar în ultima zi programul este între 10 și 15.